Astăzi vom desfășura o lecție la disciplina chimie în clasa a 9-a. Lecția de astăzi o începem cu un anunț. Un oficial din cadrul sistemului judiciar din Iran a anunțat că peste 600 de oameni au murit din cauza consumului acestei substanțe, doza letală fiind de 30 ml. Identifică substanța. Corect, substanța este metanolul. Metanolul de multe ori este confundat cu alcoolul etilic. Tema noastră de astăzi este metanolul și etanolul. Astăzi la lecție vom defini noțiunea de alcool, descrie compoziția, proprietățile fizice, utilizarea metanolului și etanolului, scrie ecuațiile de ardere a metanolului și etanolului, analiza acțiunea alcoolului asupra organismului. Termeni cheie. Metanol, etanol, grupă funcțională, reacții de ardere. Ce numim alcool? Alcoolii sunt compuși organici care derivă de la hidrocarburi. Prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupa funcțională OH numită hidroxil. Determinăm compoziția moleculară. Prin sumarea numărul atomilor de carbon și a hidrogenilor cu excepția grupei funcționale. Obținem pentru primul compus CH3OH, pentru compusul 2, C2H5OH. CH3OH se numește metanol sau alcool metilic. C2H5OH se numește etanol sau alcool etilic. Metanolul mai este numit și alcool tehnic. Metanolul și etanolul sunt niște substanțe lichide, incolore, cu miros specific și solubile în apă. Alcoolii de asemenea participă la reacțiile de ardere, formând produse de reardere, dioxidul de carbon și apa. Scriem ecuațiile reacțiilor chimice ale metanolului și ale etanolului prin interacțiunea cu oxigenul formează bioxidul de carbon și apa. Egalăm ecuațiile. Vom egala ecuația numărul 2. Determinăm numărul de atomi de până la reacția ale carbonului și numărul de atom de carbon de după reacție. Scriem 2 coeficientul în față. Determinăm numărul de atomi de hidrogen. 5 plus 1 este egal cu 6. Împărțit la 2 este egal cu 3. Determinăm numărul de atomi de oxigen. 2 înmulțit cu 2 plus 3 înmulțit cu 1 este egal cu 7. Minus numărul de atomi de oxigen de la alcool egal cu 6 împărțit la 2 egal cu 3. Alcoolul etilic are o scară largă de utilizare. El servește drept combustibil, dizolvant, se utilizează la obținerea oțetului, medicamentelor, sucurilor, parfumurilor, cauciucului, vopselelor. Metanolul, numit și alcool tehnic, este foarte toxic. Vapor de metanol influențează negativ asupra văzului, duce la orbire, doza letală fiind de 30 ml. Metanolul se utilizează în calitate de solvent, combustibil, antigel, la obținerea aldehidei formice și formalinei. Consumul de etanol are acțiuni negative asupra organismului, printre care se enumeră tulburarea revederii și auzului, ritmul cardiac devine neregulat, iar inima se poate opri, pierderi de memorie,
scăderea capacității de coordonare, integrarea în cercuri sociale nefavorabile, respirație urât-mirositoare, impotență, dureri de stomac, dăunează ficatului. Respectă un mod de viață sănătos. Îți propun să realizăm următoarele sarcini. Completează enunțurile. Bravo, te-ai descurcat. Formula alcoolului etilic este C2H5OH. Alcoolii conțin grupa funcțională numită hidroxil. Starea de agregare a etanolului este lichidă. Doza letală de metanol este de 30 ml. Finalizează ecuațiile de ardere a alcoolilor. Scrie coeficienții. Cunoaștem că substanțele organice formate din atomi de carbon și hidrogen și substanțele organice formate din atomi de carbon, hidrogen și oxigen formează produși de ardere, bioxid de carbon și apă. Scriem produși de ardere și egalăm ecuațiile. Dacă ai timp, îți propun pentru acasă o activitate. Să caracterizezi alcoolul etilic conform algoritmului. Formula moleculară, formula de structură, proprietățile fizice, ecuația de ardere și utilizarea lui. Îți mulțumesc! Mult succes în continuare!